Vaccinul hexavalent lipsește de luni bune din cabinetele de medicină de familie. Acesta se administrează în 4 doze la copii la vârsta de 2 luni, 4 luni, 6 luni și 1 an, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, haemophilus, hepatitei B și poliomelitei. În ciuda faptului că au trimis numărate adrese la Direcția de Sănătate Publică Iași, medicii de familie nu au primit niciun răspuns. În luna august s-a luat ultima tranșă de vaccin. Cine a avut declarat mai mulți copii? Cine a luat ceva mai mult vaccin, au mai avut vaccin până în luna decembrie. Dar acum nu există acest vaccin pe piața medicilor de familie, ca să spun așa, și nici nu va fi toată luna ianuarie, întrucât trebuie făcută din nou o licitație la București și după licitații durează până în 2-3 săptămâni când apar sau se face aprovizionarea.